Cât credeți că va rezista această coaliție de guvernare, dat fiind că aminteați și dumneavoastră mai devreme de acele replici acide între acea anumitul grupă PNL de la Cluj și Vlad Voiculescu sau alți membri ai USR Plus? Păi sunt multe. Uitați-vă ce se întâmplă. Cum acum deja prin ministere, domnul de la Fonduri Europene, domnul Ghinea, critică ce a făcut domnul dinainte, domnul Boloș, la Ministerul Transportului. Greaua moștenire funcționează deci, întotdeauna, da, constat că, la... Da, deci peneliștii constată greaua moștenire pe care l-a lăsat-o guvernul PNL. Și useriștii pe unde s-au dus la ministerele conduse de PNL constată și greaua moștenire pe care l-au lăsat-o PNL și Câțu constată ca prim-ministru greaua moștenire și datoria pe care a lăsat-o ministru de finanțe Câțu guvernului. Deci este un haos de nedescris. Așa proastă administrarea, așa coaliție care să înceapă așa de prost cu stângul, nu s-a pomit. CDR, ce a fost, că vă ceți aminte, scandalul alea interminabile din cadrul Convenției Democratice, cred că o să fie așa o istorie față de ce ne așteaptă acum. Nu cred că îi apucă toamna împreună. Este imposibil, pentru că nu vor fi capabili să gestioneze situația asta prin care trecem, doamna Ghiruș.